Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi. Cu siguranță timpul dedicat declarațiilor politice nu va fi suficient decât a trece în mare parte în revistă câteva chestiuni destul de importante ale ultimilor zile din diaspora și de aici, de la București. Și am să încep în ordine cronologică. Prima dată sărbătorind Ziua Românilor de Pretutindeni, în ultima duminică din luna mai, așa cum legea promulgată de președintele României Klaus Iohannis 101 din acest an, privind modificarea legii 299 pe 2007, pe care am votat-o cu toți în Parlament luna trecută, a făcut posibilă această sărbătoare, care să fie dedicată românilor și, într-adevăr, în premiere, să fie sărbătorită primăvara, nu așa cum eram obișnuiți, în 30 noiembrie, la sfârșitul anului, într-o perioadă de post, într-o perioadă rece, iarna, și în proximitatea Zilei Naționale. Cu această ocazie, transmit tuturor românilor din afara țării un sincer la mulți ani, iar gândurile noastre și pașii să vă îndrepte acolo unde v-ați dorit atunci când ați părăsit România. Fie să vă întoarceți acasă, fie să aveți o viață mai bună acolo unde guvernul României nu a reușit să-și atingă obiectivele în beneficiul dumneavoastră. 2. Ziua copiilor sărbătorită luni. Luni m-am aflat în Frankfurt și în Darmstadt, o localitate în Germania, în cadrul parohiei, unde din Darmstadt am avut ocazia să întâlnesc o mână de români inimoși, însă doresc să transmit atât copiilor români din afara granițelor țării, cât și părinților care depun eforturi inimaginabile pentru a menține familiile unite, multă sănătate, viață lungă, iar copiii să aibă parte de rezultate cât mai bune în situația școlară, cei care sunt elevi sau studenți. De asemenea, punctul numărul 3, situația românilor din Frankfurt care nu și-au plătit salariile. Zilele trecute, așa cum spuneam, am aflat în Germania, am luat contact cu acești oameni, foarte mulți la număr, mi-au exprimat punctul lor de vedere, însă tristețea și mai ales în calitate de demnitar, care vine datorită faptului că statul român nu și-a făcut nici de această dată datoria, nu zic numai față de românii din Germania. Vreau să știți că în acest stat, România nu are decât un atașat de muncă la Berlin, pentru peste 500.000 de români, iar numărul acesta este în creștere. Un atașat pe probleme de muncă, care, după câte înțeleg, privește și situația românilor din Austria și, cred că, din Elveția, deci din trei țări. Transmit pe această cale Ministrului Muncii și Guvernului României că este deja timpul, dacă nu și-au pus problema, așa cum am semnalat în numeroase ocazii, pentru a înființa noi consulate, fie în Frankfurt, fie în Stuttgart, unde, într-adevăr, numărul românilor este din ce în ce mai mare, în Frankfurt actualmente existând 9.000 de cetățeni, iar în Offenbach, unde avem și o parohie românească, 8.000 de români în toată provincia Hesa, peste 38 de români, de mii de români, este deja cazul să avem un consulat. Mai mult resurse pentru că actualmente să se organizeze consulate itinerante, asigur 100% Ministerul Afacerilor Externe că s-au identificat și oricând doresc să transmită mai departe colegilor din misiune diplomatice și evident susținându-i atât cu buget cât și cu suplimentarea personalului, să știți că aceste lucruri sunt posibile. Am să insist cu altă ocazie asupra problemei celor care nu și-au primit salarii atât în Frankfurt cât și în alte situații întâlnite în Germania și semnalate de cetățeni sau mai nou din Huelva, din sudul Spaniei, însă cronologic trec la punctul 4 legat de sporirea numărului parlamentarilor în diaspora. Încă o dată, noi cetățeni români care avem experiența vieții departe de casă am mai primit o lovitură marți când eu eram departe de casă și mi-a fost semnalat de mulți români și de presa din România faptul că nu există voință din partea majorității parlamentare, care, iată, de această dată a încercat să împiedice realizarea încă unui deziderat pentru românii din sănătate. Cu siguranță lucrurile nu vor rămâne așa. A avea doar 4 deputați și 2 senatori pentru circumscripția 43 este inuman. Dacă ar fi să judecăm din punct de vedere logic și matematic, în momentul de față, numai la mine, în Colegiul Europa de Vest fiind, 20% din populația României, peste 4 milioane, ar trebui, în mod matematic, după prevederile legii 35 pe 2008, să avem cel puțin 50 de parlamentari, lucru care ar fi foarte important pentru ca legile noastre să aibă o anumită putere, să fie trecute toate aceste inițiative. Însă, grupul din care fac parte a găsit și în mod unanim toți colegii parlamentari din PNL, au găsit această rezolvare, au adus un amendament pentru suplimentarea locurilor pentru românii care vin din diaspora și doresc să candideze,
dar, repet, susținerea majorității parlamentare și voința acestora nu a decurs așa cum, nu s-a realizat așa cum ne-a fi dorit în beneficiul românilor din diaspora. Cele două voturi, 8 contra 6, au fost decisive. Am să închei prin ceea ce am înțeles ieri din partea românilor din Italia și, iată, compătimesc acel cetățean pe care îl avem în Roma, aflându-se pur și simplu pe stradă, oprit de 3 persoane rasiști, presupun, xenofobi, oprit și molestat, numai pentru faptul că este român, căruia i-au tăiat un deget, și înțeleg că acei cetățeni au fost deja deferiți justiției, vor fi judecați pentru tentativă de omor. Este trist ca în secolul 21 statul român să nu fie prezent, statul român prin guvernul său să nu fie aproape de cetățeni. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat de aici din Parlamentul României. Noi, colegii parlamentari români, suntem aproape de acel cetățean. Vă mulțumesc.